Retrospectiva Radon by Sorina Ambruș. Bună dimineața! Din păcate, s-a scurs o săptămână sub semnul unei tragedii, în care și-au pierdut viața 5 persoane, dintre care 3 copii. Trupurile a 4 dintre victime sunt căutate asidu pe Mureș, după ce barca în care se aflau s-a răsturnat în seara zilei de duminică. Cauzele nefericitului incident sunt multiple. 11 persoane s-au înghesuit într-o barcă de lemn, 5 adulți, 6 copii, fără veste de salvare, cu un barcagiu fără atestat, care avea o alcoolemie de 0,31 la mie în aerul expirat. Aceștia au încercat să traverseze Mureșul imediat după lăsarea serii de la Perian Port la Semlac. Încărcătura prea mare, curenții puternici, nepriceperea barcagiului au făcut ca barca să se răstoarne la câțiva metri de mal. Iar bilanțul este unul tragic. Un copil de 3 ani s-a înnecat, 3 copii au ajuns la spital, 3 adulți s-au salvat, iar alți 2 copii și 2 bărbați au dispărut pe Mureș. Bărbatul de 33 de ani din Semla, care a condus ambarcațiunea, va fi cercetat în stare de libertate pentru ucidere din culpă, după ce, în prealabil, a fost reținut pentru 24 de ore. Procurorii arădeni iau în considerare declinarea dosarului către parchetul de pe lângă judecătoria Galați, specializat în incidente de navigație. În tot acest timp, salvatorii caută neîncetat de 5 zile, deocamdată fără rezultat. Căutările au fost extinse și de partea maghiară a Mureșului, însă singura speranță, spun salvatorii, e ca râul să-i scoată la suprafață. O altă durere a noastră, a arădenilor, o durere mai veche, dar care pare să nu aibă leac, este starea deplorabilă în care a ajuns strandul Neptun, care, nici de data aceasta, nu s-a deschis de 1 mai. 3 ani de pandemie, dar și destulă nepăsare, par să fie omorât una dintre puținele tradiții ale Aradului, și anume deschiderea sezonului estival la ceea ce încă numesc mulți mândria municipiului. O mândrie din care nu a mai rămas mare lucru, doar amintirile celor care au prins vremurile de glorie ale strandului arădean. Chiar dacă baza de agrement nu s-a deschis de 1 mai, din cauza vremii nefavorabile, după cum spune municipalitatea, ne-am fi așteptat ca pregătirile pentru noul sezon să fie aproape de finalizare. Surpriză însă și anul acesta. Încă de la intrare, te întâmpini același zid acoperit până la jumătate de graffiti, casieria pe care stau în continuare lipite afișe printate pe hârtia 4 din sezonul trecut. Mai departe, te așteaptă gardul inestetic care a prins între timp rugină, porțile de intrare închise cu lacăte, în mare nevoie de măcar un strat de vopsea care să acopere părțile deteriorate. Alei năpădite de buruieni, spații verzi neîngrijite, gunoaie neadunate, construcții abandonate întregesc peisajul. De pe fundul bazinului mare, vopseaua s-a scorojit în mai multe locuri. În bazinul termal băltește apă de culoare roșiatică, bucățile de gresie de pe marginea bazinelor lipsesc în mai multe locuri, la fel cum lipsesc și grilajele de la rigola de recirculare. Mozaicul de la dușuri este ciobit, la fel cum ciobite sunt și țâșnitoarele de apă, ruginite și fără smalt. În schimb, s-au mărit prețurile. Un bilet întreg va costa 30 de lei, în loc de 22 cât a fost anul trecut. O familie formată din 2 adulți și 2 copii va scoate din buzunar de 68 de lei față de 42. Cei care intră pe strand după ora 16 vor plăti 15 lei în loc de 10. Neschimbat a rămas însă prețul abonamentelor pentru sezonul, 800 de lei preț întreg și 400 de lei preț redus. Avem însă o încercare de rezolvare a parcărilor de la Spitalul Județean, nu aceea pe care însă și-ar fi dorit-o arădenii, dacă e să ne luăm după comentariile lăsate de aceștia la articolul scris de colegii mei de la Aradon. Astfel, potrivit unui proiect de hotărâre a Consiliului Județean, vizitatorii vor putea parca în incinta spitalului în schimbul unui tarif care variază între 5 și 30 de lei în funcție de perioada de staționare. Sunt scutite de la plata taxelor ambulanțele, mașinile angajaților, dar și alte categorii de vehicule care au autorizație de acces. Accesul se va face prin poarta de intrare de pe Calea Victoriei. Proiectul se află încă la transparență și mai poate suferi modificări. Când legile mediului bat dezvoltarea națională, se ajunge într-o situație identică cu cea în care se află acum viitorul drum expres Arad-Oradea, scriu Aradon și Jurnal Arădean. Pentru că viitoarea șosea ar urma să treacă prin apropierea unor așa zise rezervații naturale, proiectul a fost cât pe ce să intre în impas, iar autoritățile au decis să mute traseul drumului pentru ca proiectul să poată continua. Dar iată ce spune primarul orașului Chișinău-Criș, Flavius Chereji. Între Chișinău-Criș și Socodor există niște rezervații naturale de soluri sărăturoase. Drumul expres ar fi urmat să treacă prin zona de protecție. Deci nu prin rezervații, ci prin zona de protecție. Am identificat varianta ca viitoarea șosea să treacă imediată apropiere a orașului, a cartierului Pădureni. Aici va trebui însă să dărâmăm două imobile. Unul dintre ele este o casă de locuit, iar celălalt aparține primăriei. Mi se pare strigător la cer că o investiție de 2 miliarde de euro se împiedică de un astfel de detaliu, mai spune primarul.
La Arad, inimile se plimbă pe 3 km. Cum arădenii nu stau prea bine la capitolul boli cardiovasculare, municipalitatea a dat curs propunerii unor medici și a amenajat promenada inimilor, pentru a-i încuraja pe oameni să se plimbe, să facă mișcare. E vorba de un traseu care pornește din zona Parcului Eminescu, de pe dig până la Maranata și se întoarce în partea de jos, pe malul Mureșului. Circuitul Promenada Inimilor e marcat cu 6 stâlpi, montați din 500 în 500 de metri. Desigur, orice abatere de la traseu e permisă, important e ca regula de a merge pe jos să fie respectată. Și avem o știre care a făcut multă gălăgie. Miercuri seara, în jurul orei 19, arădenii au fost alertați de zgomotul asurzitor făcut de două avioane de luptă care au trecut la joasă altitudine deasupra municipiului. Din informațiile noastre a fost vorba despre două avioane de tip MiG care au plecat de la baza aeriană din Turda pentru a executa un zbor de antrenament deasupra aeroportului din Arad. Zgomotul produs de cele două avioane le-a cam dat fiori rece arădenilor și a făcut să se întrebe dacă nu cumva războiul e mai aproape de noi ca niciodată, mai ales în contextul în care se vorbește tot mai des despre un atac de amploare al Ucrainei asupra Rusiei susținut de forțele NATO. Dar să ne aplecăm puțin și asupra activității politicienilor și aleșilor locali. Deputatul USR Arad, Adrian Viner, consideră că supraimpozitarea boșilor este o discuție cu obiectiv politic. Nu are legătură cu sistemul fiscal real, deși discuția e vânturată de PSD și Ciolacu ca fiind una etică. Măsurile adoptate pentru reducerea cheltuielilor bugetare nu trebuie să afecteze politicile de dezvoltare și economia privată, crede deputatul PNL Sergiu Bâlcea. Justin Cionca, președintele Consiliului Județean, s-a aflat în Germania pentru continuarea proiectului de relansare a învățământului profesional arădean. Anul trecut am prepornit o clasă de tâmplărie, dar ne dorim și o școală de infirmiere la Arad după modelul german, spune acesta. Coordonatorul județean AUR Arad, Dan Artimon, subliniază că partidul din care face parte a reușit să obțină victorii în dezbaterile pe legile educației. Să vedem însă ce opțiuni avem pentru weekend. Sâmbătă, de la ora 19, în sala studio a Teatrului Clasic Arad se joacă piesa Iubirea la oameni, de Dmitri Bogoslavski. Iar duminică, tot de la ora 19, în sala mare, puteți vedea piesa Scufița Verde, de Claudiu Sfirschi Lăudat. Tot duminică, 7 mai, de la ora 11, pe scena trupei marionete, ajunge în fața publicului spectacolul Hansel și Gretel în regia Franciscăi Simionescu. Evenimente sunt și în județ. La Sântana va avea loc duminică, de la ora 15, parada portului popular Jvăbesc, la care vor participa în jur de 300 de persoane din mai multe zone ale țării, dar și două ansambluri folclorice românești din Sântana și un ansamblu săsesc din Sibiu. La Nădlac se organizează sâmbătă Festivalul Cârnațului Proaspăt, în Parcul Mare al orașului. Festivalul începe la ora 10 și va continua până la lăsarea serii, când participanții vor avea parte și de momente artistice. Și două remindere. Primăria municipiului Arad și compania de transport public anunță că stația de tramvai I.C. Brătianu, fosta 30 decembrie, va redeveni funcțională începând de luni 8 mai. Pentru a putea fi reintrodusă în traseul opririlor tramvaielor pe sensul de mers dinspre teatru spre Podgoria, stația de tramvai I.C. Brătianu a fost supusă unor lucrări de adaptare a peronului existent la configurația tehnică a tramvaiului de tip Imperio. Consiliul Județean Arad anunță la rândul său că începând de luni, 8 mai, intră în vigoare restricționarea traficului greu pe drumurile care tranzitează localitățile Livada și Sânleani și care fac legătura între DN79 Arad-Oradea și drumul județean Arad-Horea și Ria-Pâncota. Restricția vizează traficul autovehiculelor cu o masă totală mai mare de 20 de tone. Sunt Sorina Ambru și aceasta a fost retrospectiva săptămânii.